Ferească popa, Cătălina, ești ok? Eu ți-aș spune să mă lași în pace, să mă înfig în gâtul tău, da? Ei, am avut un mental breakdown, nu e atât de mare lucru, da? Hai, lasă-mă în pace, vezi de mind your own business. Dar stai nou puțin, că arăți ca un cadavru în șchilopat, uite-te la tine, dar spune-ne ce s-a întâmplat, te rog frumos. Ah, ce să se întâmple? M-am bătut cu Jupiter aseară în vis, ce să se întâmple? Hai, lasă-mă! Ia ce leane mie, bună ziua copii, ce faceți? Vai de mine, nu. Cătălina, ești bine? Doamne, aș spune să mă lăsați în pace dacă vreți să mai aveți prosopul ăla în cap, da? Mulțumesc frumos. Oh my gloss, bă fată, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? L-am visat aseară pe Zoro că mă înșela cu una, da? Ia, dar lăsați-mă în pace odată, da? Că nu-i nimic de văzut aici. Dar n-ai vrea să vorbești cu noi, să te ajutăm cu ceva? Nu. Apoi, nu vrei să fii emo, să ne latri puțin? Nu. Deci nasoală treaba, no, bine, hai copii, lăsați-o în pace, hai, hai că trecem la ale noastre. No, bun, Maria, ți-ai făcut tema. Welcome back, bitches! Minuna s-a reîntors. Bună ziua, Cătălina, doamne, iartă-mă, ce mai faci, ce dor ne-a fost de tine. Yeah, I know. Ia, spune-ne nouă, zăpăugo, unde pui mei ai fost plecat 10 zile, că am crezut că ești dată dispărut, te caută și poliția pe stradă, nu știi să-mi dai un telefon să spui că mergem în vacanță, cum a fost? Ah, well, nu vreau să mă laud, dar am fost pe 3 continente, în vreo 20 de țări și preferata mea a fost Egiptul. Am stat la cafea cu Cleopatra, v-am bârfit. Jură-te tu, și ce face femeia? E, ce să zic, că și ea multă treabă, trebuie să-și mulgă cămilele, să-și facă curat în piramide, etc., etc. Mamă, Cătălina, dar uite-te ce mișto arăți, te-ai mai îngrășat, te-ai făcut cât o vacă, ce mișto! Să mor tu că ai observat, da, mi-a crescut brihanul mai mare, dar nu-i de la mâncare, de la gemeni. Deja gemeni, doamne, ce mișto, dar tu nu l-ai luat pe Alex cu tine. L-ai înșelat? Ups! S-a meritat, bine, chiar era unul foarte frumos, ia lasă-mă. No, ce să zic, fată, mă bucur că te-ai distrat, sper că ai avut o experiență minunată, acum hai să trecem la ale noastre. Te-aș avea și eu bani. Mamă, Cătălina, nu-mi vine să crede, la locul 1 la Olimpiade, ești cea mai tare, chiar că ești deșteaptă, mă, fată. Yeah, I know, și mai încet cu pozele, vă rog frumos, că mă dor ochii. Bună ziua, copii, ce faceți? Îmi cer scuze pentru întârziere. Înainte să începem, vreau să o felicit pe Cătălina, deci locul 1 la Olimpiadă, mă, fată, felicitările mele, n-am ce să-ți mai spun, deci ești deșteaptă și ești cea mai bună fată din școala asta. Da, știu. Doriți o poză? Mă, copchile, când ți se face un compliment, spui și tu mulțumesc înapoi, ca tot omul, da? Că așa e frumos, nu mai fi așa modestă. Și, by the way, în altă ordine de idei, vezi că ți-ai ajuns diploma, ia uite-o. În sfârșit, doamne, am așteptat-o tot anul. No, hai acum, repede, marș în fața clasei să-ți facă o poză, să o pun pe Facebook. Haide, Olimpico, haide. Stai, bre, să-mi fac părul. Haideți, faceți pozele. Perfect, no, dar ai și tu coloana, fii și tu mai rebelă puțin, bravo! No, perfect, să vezi acum ce mă laud pe Facebook, Olimpica mea. Hei, Cătălina, auzi, am și o întrebare pentru interviul meu. Cum te simți acum că ești cea mai olimpică din școală? La fel și mai bună ca tine. Mamă, ce tare ești! Auzi, am și o întrebare. După părerea ta, care este secretul succesului? Trebuie să mai ai ca model în viață dacă vrei să-ți iasă toate. Period. Doamna, nu vreau să fiu lăsămțât așa, dar banii când ajung? Ajung și ea. Acum nu mă întreba de bani, că nu știu să dau un răspuns, dar vin și ea, da? Fii răbdătoare, te rog frumos. Păi, dar sper să ajungă până astăzi, că am programare la manicură, cum adică? Ah, ce preocupări aveți voi. Auzi, Cătălina, pot să vin cu tine să-mi fac și o copitele, că parcă vreau să dau și eu o mică formă. Bună ziua, copii! Știu că astăzi avem testul de oră și eu am întârziat 20 de minute, as always, dar greșeala mea n-am ce să vă fac. Acum, haideți să vă dau subiectele, că sunt foarte importante, da? Potolește-te, gata. Fii calmă, cum ești tu de obicei, slay. Pare-mă aici, bun, deci Cătălina, să nu te prind iară că te fac avanti. No comment, doamna, dar fiecare are sentimentele și emoțiile lui proprii, da? Asta să-mi ține de noroc. Hai că poți. Și Hector, ți-ai pus pe mâna, e brățară? Nu, doamne, e miraculosul testoasă. E normal că e brățară. Bun, acum hai să trecem la partea următoare. Avem aici esențe de anxietate și de stres. Bun. Doamna, îl simt pe Aladdin, în sfârșit. Mă, oameni buni, înțelegeți că nu este greu testul și nu aveți de ce să vă stresați, da? Adică aprob, confirm și susțin, sunt câteva chichițe. Miram aș pe chichițele voastre. Na, bun, atunci haideți că vi le împar. Cătălina, uite aici, Maria, luați, poftim. Da, pun pariu că e imposibil, vă și demonstrez. Na, care era formula la primul exercițiu? Vai, Doamne. Măi, dar potolește-te odată că nici măcar n-ai văzut toate subiectele, mă, Cătălina, sperii copiii dacă leșin măcar nu o fă în fața mea, mă, copchilă. Doamna, pe ce dată suntem astăzi? Tu ești mai chioară ca maică, mi-ai data pe tablă și mă mai întreb pe cât suntem astăzi. Asta e drept dovadă, fata mea, că nu ești atentă și nici măcar voi nu sunteți atenți, Cătălina, ce pisicii mei faci. Au, dar mă doare. Mă, tu ești dusă cu vaca, ce faci? Ce te cheamă asta, mă, fată?
Asta este infarct cardioșcolar. Doamne, vina voastră. Momentul ăsta, o bașcă, dacă nu-ți dau cu aia în cap. Uite-te la aia, ce prostie. Doamne, iartă-mă și ferește-mă. Gata, în sfârșit am ajuns în rămâna, doamna, ce face? Ce zi frumoasă este astăzi, așa-i? Mă, dar mă surprinde zilnic, fratele meu, dar n-am fost clar, e pe grupul clasic, uniforma este obligatorie. Ce faci, copil îmbrăcat, așa unde ții uniforma? E pe umeraș acasă și se odihnește. Doamna, știți, dacă vreți să dăm imagine bună liceului, trebuie să venim și îmbrăcate așa cu stil, gen așa ca și mine, înțelegeți? Slay. Mă, dați nebunii la cap, dă un colo de imagine că uniforma este importantă, da, așa scrie în regulament. Dar v-am spus pe grupul clasic, clar să aveți uniforma astăzi la voi. Na, uite-o și pe asta. Doresc și o programare la dumneavoastră, se poate? Am, din fericire, nu pot pentru că am full client. Și să știți că nici machiajul nu vă mai ajută, deci este o pierdere de timp. Nici nu mă mai omor. Vă rog frumos să vă deschideți manualele, nu trusa cu farduri și să începem să lucrăm că avem multă treabă, da? Cătălina, ai auzit? Acum, imediat, stați o secundă că nu vreau să ies din contur, că este foarte important. Am întâlnire cu Andrei după în pauză, no bun. La ce pagină? Doamna, de curiozitate, testul inițial se trece pentru că eu nu vreau să rămân corigentă încă din primele zile. Nu, Maria, nu se trece, cel puțin la materia mea, că la celelalte nu știu ce o să faceți. Adică numai dacă vrei, spre exemplu, dacă iei un 10, poți să-ți treci în catalog ca să te avantajeze, pentru că toată lumea știe că ești praf la materia asta. Doamne, e mai frumoasă ca Afrodita, am uitat să o bag în priză, băga mea. Deci în momentul ăsta te car la baie și îți dai prostile la jos pe față. Ce facem aici, mă, fată? Ok, fine, dar să știți că dacă nu dăm orașul pe spate, nu-i vina mea, eu doar v-am spus. Dacă îți dau 2, să mă vezi cu sus în jos, da? Du-te o dată la baie și dă-ți machiajul de școală. Jos, că deja mă enervezi. Da, bine, cu sau fără machiaj ai always lay, deci nu aveți probleme, ca să știți, așa că fac divers. Ai grijă, mă, fată, vii la școală să-ți rupi picioare, de ești normal la ca... Mamă, ce frumos e. De unde ți l-ai cumpărat? Că eu n-am găsit, am vrut și o mărime din asta. Vai, ce frumos e. Spune mai repede pe cine vrei să călărești, că dacă nu am să iau eu pe amândoi, da, deci o să fiu pe bonus, pe Andrei sau pe Matei, eu aleg pe Alex. Tu, e grea decizia, dar cred că am să-l iau pe Matei. Mă, dar fii și tu deșteaptă și alege cu bună voie, da, am auzit că Andrei are anaconda, nu Matei, dar gândește cu capul ăla, mă, Maria. Da, e ușor de zis pentru tine că l-ai luat pe cel mai frumos, să-ți fie rușine. Prima venită, prima servită, n-am ce să-ți fac, așa s-a nimerită, dacă este așa o problemă, atunci cea mai bună să câștige. Așa să fie, cele mai bune să-i stea în gât. Doamne iartă-mă, mă, fetelor, eu înțeleg că acum ați intrat la liceu, sunteți boboaci, viața e roz, băieți mulți, așa am fost și eu, dar vă rog frumos, din sufletul meu, să aveți grijă, pentru că nu vrem să transformăm clasa asta în grădiniță, da? Vă rog frumos. Da, doamne, stați voi liniștită, că știu cum să-i manevrez pe toți, da? Să vedeți ce cochet o să mă fac, tot liceu o să fie după mine. Da, da, da? Română, doamna profesoară, mă scuzați, deranja, v-a chemat doamna de română să semnați o foaie pentru niște activități școlare și pentru multe tâmpenii de-ale ei, știți voi. Iar fac activitățile aia tâmpite, n-au făcut nimic anul trecut și acum vor să le refacă din nou, pierdere de timp. Du-te, spune și anunță că vin în 2 minute imediat, doamne, iartă-mă. Tu, ăsta nu este la din clasa 12, asta cel mai popular din școală? Ba da, el e, și acum dă-te de lângă mine ca să nu mă faci de râs, da? Am înțeles, bine, atunci vă aștept, mersi frumos. Aoleo, scumpete, dacă ai probleme să știi că cabinetul e la etaj, da, no, bine, hai, la revedere. Mamă, Cătălina, o să faci istorie în școala asta. Aha, râdeți ca 2 idioate, n-am ce să fac, aia e, dacă n-are gusturi, e ca toți. Da, Cătălina, fix gusturile sunt problema, ai perfectă dreptate. Hai, ne vedem în următoarea pauză, pa. Ciao. Ce faci tu? Păi, ești normal, închide gura că mai puțin și faci inundații pe aici. Scuză-mă, n-am fost atentă, am fost distrasă de acest mascul. Mamă, tu vezi cum arată? Da, chiar pot să văd cât de mare îi. Vai, dă-o încolo de treabă că mai și în trecut. Ce ai făcut, mă, ți-ai injectat pepeni, ce ai pățit? Aha, nu, scumpete, am făcut sală, am avut grijă de mine, am avut un glow-up, mamă. Da, Maria, ce te uiți, vrei să atinge? Haide. Oh my god, da. Bună ziua, copii, haideți că avem multă treabă, n-avem voie să pierdem nici măcar o secundă din viața noastră, așa că haideți să ne apucăm. No, am trăit sub și pasta, vai de mine, mă, Matei, tu te-ai îmbolnăvit, mă, umflatule, câte albine au intrat în tine. Ați vrea voi să aveți corp ca și mine, nu, doamna, asta se cheamă fibră musculară, da, nu vedeți ce musculos îs. Mă, balonule, vezi că mai ai un pic și te faci lampion, mă, tu sigur n-ai vreo alergie sau ceva, vai, da, hâd ești. Vai, doamne, este clar că voi n-aveți gusturi la băieți, n-am ce să vă mai fac. Da, vrei să atingi și tu? Haide. Nu am timp de prostile astea, discutăm în pauză, da? Acum trebuie să verificăm tema că avem multă treabă. Maria, începe tu, hai te rog frumos. Maria, ce faci? Mamă, dar ce biceps și are. Asta își dă duhul. Deci nu se mai poate așa. Matei, treci în prima bancă că îmi dai foc la domnițele mele. Vino încoace.
Încet, mă, bolovanule, că dărâm școala, vrei să faci gaură în podea, să aterizăm la 7? Au fizică cu nebuna aia, mă, dar nu ești normal la cap, ce mă fac eu cu tine? Bă! No, bun, hai, te rog frumos, dă, începe și spune la temă, te rog frumos, acum. A, și mie îmi place de tine. A, poftim? Mă, Dorian, eu zic să te potolești, concurs celor de tot cu mine, dar ce se cheamă asta? Se numește Glow Up, doamna. Ce? Glow, ce? Glow up, doamna, adică când devii cea mai bună versiune a ta, ești cel mai frumos și ești... stați puțin că nu pot să respir de mușchii mei. Aha, nu lasă că-ți fac eu acum un glow down și te aduc eu la poziția inițială, da? Ia vină încoace. Eu zic să-ți faci scobitoarea aia jos. Stai ca în copile, că nu o să doară, da? Nu o să se întâmple absolut nimic. Uite doar atâta. Să mă trăznească cerul de a mai avut așa ceva. Bine că 5 perechi de pantalon, știi să ții pe tine, dar un ghiozdan? Na, ce școală e asta? Vai, doamna, cine mai are nevoie de școală când avem manele și bani? Apare piesa mea nouă pe YouTube, imediat se numește Dacă ești gay, te omor pe stradă. Oh my God, ce hot ai auzit? Mă evaporez! Bine, Cătălina, limba română, bravo, felicitări, draga mea. Doamne, iartă-mă să fac o poză că poate te ia spitalul de nebun pe gratis. Uite și tu cum arăți, ferească-mă. Mama, ai văzut? Scumpete, urâtul meu, ai două variante, ori chimpai tăi la școală, ori tu la baie să simt că la ora mea nu rămâi așa, înțeles? Dar lăsați-mă să rămân așa, dacă, spre exemplu, Cătălina îi place foarte mult. Da, ar fi fost un smash dacă ai fi avut cercel în ureche. Cătălina are pitici pe creier, da? Ea nu știe ce vrea de la viață încă, sărăcuța, lasă-o în pace, hai, tu la baie, marci! Vai de părul vostru, dacă să știți, dacă nu o să am noroc la fete, din vina voastră. Uite tu ce dos are, doamne, mă duc după el! Stai tu copchil în bancă, unde te crezi? Ai, ai, bună ziua! Bună ziua! Doamne, bună ziua! Așa, măi, vezi că știi să salutați, eu știam că sunteți copii educați. Hai să facem așa puțin acum prezența și să încep să vă cunosc mai mult. Hai să vedem. Maria Cârcan? Curcan, doamna, curcan. Curcan, așa cum te-o chemat, doamne, copii. Vă rog frumos, deschide geamurile, că nu mai pocăsim că mă topesc pe aici. Ia să vedem, Cătălina. Cătălina? Tu, a cui ești tu, mă, fată? Doamna, eu sunt alu Pișcot. Doamne, alu Pișcot, dar știam că te cunosc tu, femeie, că te seme cu mătate, te fai de capul meu, sunteți năsoase, amândoi, ce nasta, ai cât o vacă. Da, mulțumesc frumos. Hai tu, dar îmi place, înseamnă că ești copchilă educată, no, mă bucur, înseamnă că o să avem, o să fim prieteni bune de parcursul anului. De-aia spune-mi tu, surori, frași, ceva ai, dragă? Da, am o surioară mică și cam atât s-a putut. Ha, și la ce școală este? Adică nu este, e aici cu tine în școală? Nu, doamne ferește, de la altă școală, nu este aici. Ni tu, slei, ce frumos, doamne, da, și ce lucrează ai tăi tu, fetiță? Păi, după cum bine ați văzut, mama este profesoară și tata este astronaut. Foarte frumos, și eu am vrut să fiu astronaut din mică, dar n-am avut încă posibilități, înțelegi tu, mamă? De-aia spune-mi tu așa, iubițel, ai că văd că ai pepenaș. Normal că am tu strâmbă cu așa acord, doamne ferește să fiu singură, dar nu mai întrebați așa ceva, că deja este prea inappropriate. Păi ar cam trebui că ești așa o fată frumușică, e păcat de tine să fii singură și norocosul de el că te are, dar zi-mi puțin așa, ce vrei să fii când o să fii mare? Ia spune-mi tu mie. Am doresc să fiu regina lumii, Slay. Wow, este foarte frumos, vedeți copii câți copii disciplinați și câți copii deștepți avem noi în clasa asta? Și sunt așa fericită că am o clasă bună, cea mai bună clasă din ever. Da, da, da. Bun, hai să trecem mai departe atunci. Octavian, cine-i mutalul ăsta? Mamă, Cătălina, deși am mai avut un așa inel frumos nici măcar în viața mea anterioară. De unde l-ai primit și cât a costat? Adică, mamă, ce frumos e tu, fată. Yeah, I know, ai mai mi l-au cumpărat din cealaltă parte a lumii și este făcut din diamante negre și a fost foarte scump. Nu cred că ți-ai permite nici dacă ți-ai dat viața. Îmi pare rău să mă bag în conversația voastră și îmi pare rău să te dezamăgesc, Cătălina, dar și eu am un inel la fel ca al tău și l-am cumpărat din piață. Nu-i din piață, deci așa e, Cătălina, na, ia, joacă pe asta. Ali este fake și a meu este real, dar este o diferență. Taci tu din gură că sunt 100 de copii, dai 5 lei până am o rână de inel. Dai seama după formă că nu poate să fie ceva extravagant. Dar oricum, acum să știi că suntem matchy. Prefer să mor decât să arăt la fel ca și dumneavoastră. Oricum nu-mi plăcea hidoșenia asta de inel. Nu, nu mă interesează. Draga mea, nu-i vorba că este real sau fake, e vorba de minciuna pe care ai spus-o. Dacă așa pot să mă duc și o să-mi iau o geantă la tanti nuții de pe cost, să spun că e de la Coco Chanel, da? Eu sper că nu minți în general, Cătălina. De fapt, doamna, se aud zvonuri prin școală, adică Cătălina este sursa, de le-au venit aceste zvonuri, că dumneavoastră sunteți pregnantă, aveți gemeni? Stai, ce? Doamna, mă, cam scapă la baie, pot să mă duc, vă rog frumos, plus de asta nu vreau să iau parte la această dramă. Mă, dat un afară să bărfești, nu ai ce face, mă, Cătălina, eu înțeleg că am fost plecat în vacanță și am exagerat cu apetitul, dar nu se vede chiar așa, că nu-s chiar așa umflată, mă, fată, nu mergi la nicio baie, nu te duci nicăieri. Watch me.
Doamne, iartă-mă că dacă copchila asta continuă să mintă în halul ăsta, nu o să aibă niciun prieten în viața asta. Doamna, știți că Cătălina e prea egoistă ca să aibă prieten, deci cu sau fără cineva ea poate să ducă o viață perfectă, nu știu cum. Mă rog, e Cătălina, asta știe să facă ea ce mai bine, să sleieze. Gata, m-am pus, asta e banca mea, nu mi-o ia nimeni, aici o să stau tot anul. Ce, o să mă mai distrez. Am luat locurile din spate, mamă, nu pot să cred că am reușit, bate palma tu. Totul datorită mie. Bă, Ana, dar am vorbit că stăm împreună în ultima bancă, te-ai pus cu scroafa asta, dar ce e asta, că nu mai sunt alte locuri. Scroafă-i spui lui mă. Stați, fetelor, calmă pacientul, că știu cum să rezolv problema, da? Maria nu m-a mai pus cu tine că s-au făcut niște schimbări bancare, după cum poți vedea. Și eu unde mă pun acum, că n-am unde să stau? Hei, Maria, vezi că eu am un loc disponibil dacă vrei să stai cu mine anul ăsta, eu nu mă supăr. Mai bine mor. Maria, mai este un loc disponibil lângă mine dacă vrei să vii să pui cu mine? Lasă-mă în pace, Cătălina, că eu ți-am mai spus că nu mă pun în prima bancă, da? Nu, exclus, lasă-mă, pes. Bună ziua, copii, mă bucur să vă revăd. Mamă, ce turbați sunteți. Iar v-aș ierta pe bănci, mă, nesimțiților, no? Bun, ce mai faceți? Maria, stai jos, nu sta în picioare. Uite că ai loc lângă Cătălina, vină încoa. Da, eu nu vreau să stau în prima bancă. Nu prea îmi place mie cum v-ați așezat, că nu o să fiți voi atenți, dar o să am eu grijă de treaba asta. Uite, cine e aia din ultima bancă? Ana, tu ești. Nito, ai că nu mă vede. În orice caz, ia să vedem cu cine sunt eu vecina anul ăsta. Mamă, Cătălina, cum de te-ai pus fix în fața mea? Eu, doamna, m-am pus în prima bancă ca să ies în evidență. Și eu nu prea aveam unde să mă pun. Aia e ghinionul vostru, no, bun, atunci haideți copii să începem, să-i dăm pice, să ne apucăm de treabă. Cătălina, ce doamne iartă mă faci iară? Gata, păi știți, doamna, eu trebuie să arăt foarte bine dacă stau în prima bancă, da? Pentru că eu chiar am nevoie să atrag multă lume. Bună, Matei! Draga mea, eu zic să lăsăm tâmpenile astea de la început, dacă nu vrem să avem probleme fix de acum, da? No, bun, haide, dăm tot uitării, hai să ne apucăm acum. Da, Maria, vrei să spui ceva? Doamna, poți să mă mut, vă rog frumos, că nu vreau să stau în prima bancă! Habar n-am, nu m-ai întrebat, că nici n-am știut să fac tema absolut deloc. Da, o întrebăm pe doamna când o să vină. Uite că a venit. Ziua, copii, că dacă era bună n-ați mai fi existat. Ce faceți? Cum sunteți? Nu și tu, Brutus, vai. Doamna? Draga mea, Laura, îmi cer scuze să te dezamăgesc, dar numele meu nu mai este doamna. Eu acum sunt stăpâna voastră. Ăsta este rolul meu de a fi stăpâna, da? Și doi la mână, cineva da voi să fiți ca mine. Nu trebuie să-mi permită nimeni, draga mea, nu tu ai inventat acest lucru. Și chiar tu ai zis-o, fiecare are nevoie de câte o schimbare și fix asta am făcut. Vai, da hâdă-i. Auzi, neînfricată, eu aș pune să păstrăm comentariile pentru mai târziu, da? Doamna, putem, vă rog frumos, să verificăm ceva exerciții la temă, că n-am știut să facem nimica. Da, ce se o profesoară, dar verifică răspunsurile la spate. Dar oricum luna asta nu o să vă predau nimica, că nu prea închep nici de școală, nici de voi, nici de viață. Măcar asta nu latră. Da, o fie asta dezavantajul meu, dar spre deosebire de voi sunt crescută ca lumea, da? Slay. Hei, asta e replica mea. Am nu pentru mult timp. No, pun copii, haideți că vă găsați degeaba, deschideți caietele la pagina 120 și copiați toată lecția de acolo scrisă cu roșu. Haideți. Să rămână, doamna mea, a mers burta, de-aia am întârziat acum, dar nu-i problemă. Vai de mine, ce am pierdut? Toată lumea, haideți că a venit. Bă, Cătălina, de aici normal la cap, ce doamne iartă mă i-ai făcut, uite-te la ea cum arată, tu ești tâmpită. Neața, bolovanilor, ce faceți, cum sunteți, astăzi avem o lecție lungă. No, nu, nu, nu. Maria, tu ești? Doamna, numele meu nu mai este Maria, acum am devenit și eu malefică, la fel ca și Cătălina. Am făcut bine? Da, excepțional. Nu la fel de bine ca mine, dar da, excepțional. Măi, tu ești normală la cap, îmi distrugi copiii, Cătălina. Ce doamne iartă mă ai făcut? Dă-i resetare din fabrică să-și revină la normal. Doamna, lăsați că este spre binele ei, da? Toată lumea are nevoie de o schimbare la un moment dat în viața asta amară. Mă, copchilă, ce bine i-ai făcut? Nu vezi în ce hal arată? Deci după ce că-i dusă cu vaca, mi-ai transformat-o și în ursula, Cătălina. Uite-te la... Fenomenal așa ceva. Bă, Marie, ești nebună, ce faci? Lăsați-o în pace, doamna, că își exersează lătratul, da, să vedeți ce vocalizare are, chiar am învățat-o bine. Maria, fii atentă că dacă faci ceva, te trânteze, nu te vezi. Maria, nu, iartă-mă, scuză-mă, n-a vrut să suni așa, nu plânge, te rog frumos, gata, 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 iartă-mă, te rog frumos, scuză-mă. Totul merge conform planului. Maria, Maria, gata, uite-te în ochii mei, te rog frumos, uite-te la mine, gata, nu mai plânge. Te-am învățat bine, tu, bravo, bate palma. Ioi, dar nu uita cuvântul magic. A, da, slay. Bună ziua, copii, pardon. Hi, guys, welcome back to my class. Ce faceți? How are you today? Cum mai sunteți? Suntem bine, dumneavoastră. Psst, mă interesează cum e fata mea, nu tu, da? Now, shut up. How are you, Pinky? I'm great, mother. Actually, I had a mini drama with that bitch over there, but now everything seems to be all right. I'm not headshot, așa cum ai învățat. Te-am învățat bine. Ok, then let's continue. Anyway, v-am adus testele, copii. Diriginta voastră chiar avea dreptate. Sunteți analfabeti, nu aveți habar să scrieți. Hai că vi le dau acum. Maria, 8.
Ok. Lora 7. Mi-a pocit numele într-un hal, Doamne iartă. Așa, Cătălina, oh, 10, draga mea, you really slayed this time. Uitați, copii, ce frumos. Doamna, dar foaia este plină de roșu. Cătălina a greșit mai mult ca mine. Cum, Doamne iartă, m-a luat 10? Că merită și că poate. Eu știu de ce este capabilă fata mea. Dar nu mai comenta că poate spun un 1. Bravo, Cătălina, slay. Ca întotdeauna, slay me. Așa, haideți să continuăm. Octavian, ești praf, go to hell. Au, au. Încet, dragul meu, încet și cu cam să nu te accidentezi, da? Haide, încet, las-te jos. Așa, frumos, bravo. Dragii mei, după cum puteți vedea, s-a produs o mutație între Crat și Lumatei. V-aș ruga să aveți grijă de el zilele astea. Vă rog frumos și să nu vă bate joc. Stați calmă, doamna, nu este chiar atât de grav. Ideea este că medicii mi-au spus că am nevoie de odihnă și de repaus total. Păi să știi, chiar putem zice că ești pe repaus total. Uite, ești nesimțită. Cum glumești cu asemenea lucruri, mă, Cătălina? Putea să și rupă mai tare, să fie amputat piciorul. Tu-ți dai seama ce putea să se întâmple, Doamne ferește, dar eu nu așa v-am învățat, Cătălina. Am putea, dar atâșa permis. Na, uite-o și pe Blondie. Mă, dar aveți puțin respect, copii, dacă erați voi în locul lui, vă rog frumos, nu mai râdeți ca nesimțiți, vă rog frumos, Laura. Dar n-am râs din cauza asta, Cătălina a zis o prostie și m-a făcut să bufnesc în râs, dar nu-i vina mea, doamna. Eu v-am spus, sunteți insuportabili, sunteți nesimțiți, n-am ce să vă fac, da? Dar terminați cu glumele astea că nu-i frumos, hai că ne vedem imediat, la revedere. Auzi, dar până la urmă tu cum ți-ai rupt piciorul, că nu pare că suferi deloc. Păi poveste chiar amuzantă, am căzut de pe casă și după aceea am vrut să... Am tragic, no, bine, atunci rămâne de la ora 5, așa cum a stabilit, bine. Auzi, Matei, tu vrei să vii cu noi de la ora 5 prin oraș să ne plimbăm, mergem în club? Mie mi-ar plăcea, dar... A, stai, am uitat, nu poți. Bă, gata, e prea mult. Nu. Da, așa, du-te cât mai departe să nu-ți mai simt aerele tale. Du-te încolo, vai de mine. Doamne, nu din nou, mă, fetelor, ce aveți iară de împărțit voi două, mă? Am nimic, doamna, și chiar dacă am avea, nu v-am spune, slay. Oh, mai nu avem tupeu, nu, Cătălina, aveți că-ți rup botul ăla, ziua asta ce s-a întâmplat? Be, nu s-a întâmplat nimica, numai că l-a sărutat pe Alex, doamna. A, păi nu-i vina ei. Efectiv, asta i-am spus și ei, dacă el a văzut ceva în mine ce n-a văzut în ea și a vrut să mă pupe, asta este fix problema mea, dar n-a trebuit să se supere așa. Eu i-am spus, Cătălina, trebuie să mă înțelegi, mă, fată. Vezi că eu ți-am spus să mă lași în pace, să nu mai vorbești cu mine, dar ți-am spus că s-a încheiat tot între noi două, lasă-mă în pace. Devine interesant, oricum nu asta este problema, lăsați că o să am eu o discuție cu el acasă. Problema principală este că mutatul vostru în bănci, da? Nu te poți muta de lângă Maria, că așa vrei tu că v-aș certa voi două. Uite săracana ce are. Da, doamna, deja săptămâna asta m-am mutat de 5 ori din cauza lor, eu nu le mai suport, deja chiar m-am săturat. Îți satur eu două în pauză, de sare esența aia de roșu din păr, da? Lasă-mă în pace, doamne, eu sunt diva acestei școli, stau unde vreau eu, în orice sală vreau eu, oricând vreau eu și cu cine vreau eu, slay. Da, Cătălina, ești ce vrei tu să fii, dar înțelege-mă că nu e ok să te muți în fiecare zi din bancă, că te ceri tu cu Maria, da? Nu e bine să muți așa pe fiecare de la locul lor, da? Fiindcă ați avut un loc la începutul anului, treci lângă ea în momentul ăsta și împăcați-vă, că am de predat lecții, hai mai repede. Două tâmpite, doamne, eu doar vă avertizez că nu o să se termine bine. Și asta ce ar trebui să mai însemne iară? Păi nimic, doar că Maria s-ar putea să rămână fără ciuf. Da, și ea va rămâne fără breton, doamnă. Da? Vrei să punem pariu? Hai să te văd. Am să-mi spuneți când se termină, vă rog frumos. Deci așa cum am zis, dacă ne mai rămâne timp la dispoziție, vă las să faceți ce vreți, că oricum și eu sunt obosită, deja m-am stărat de lecțiile astea. Da, și eu. Mă, Azorel, eu zic să lăsăm comentariile pentru mai târziu, că nu și-au rostul, da, Cătălina? Doamna, știți că nu mai sunt Cătălina, sunt Emo, de câte ori trebuie să vă zic? Mă, fată, tu zilnic ești câte ceva, nu știu în ce, doamne iartă-mă, te-ai transformat, dar ideea e să mă lași în pace, da? Vai ce hâdi bretonul ăla, că mă și enervezi. Doamna, îmi cer scuze că întrerup această dramă, însă mi-a venit și am o problemă de femei și trebuie să-mi pun... Da, Laura, m-am prins și ai pățit, du-te la baie, nu mai zic gura mare ce ai, că nu-i frumos, mai ales de față cu băieții. Hai, pleacă odată. Mulțumesc. Doamna, ne lăsați să vă folosim laptopul să punem muzică sau să ne uităm la ceva, vă rog frumos. Da, doamna, vă rugăm frumos. Măi, oricum nu am ce să mai fac eu, așa că hai că vi-l dau vă 10 minute să ascultați muzică, să vă uitați la ce filme vreți voi, dar ideea este să nu dați volumul la maxim, că alte clase mai au ore, da? No, bun, hai că vi-l dau acum. Ok, eu sunt prima, după vin eu, după vine rândul meu, vreau să pun opere, copii, deci am luat lecții în ultima perioadă. Ha! Deci nu aveți idei cât de entuziasmată sunt, hai Maria, dă-i drumul. Așa, pregătiți-vă. Oh, ce mișto e, bravo! Ia, Maria, stai o secundă, că fata asta are ceva de reclamă. Ce, Cătălina, ce-ți dai ochii peste cam? Ne distrăm și noi pe aici. Ce ești așa? Ți, dar păi, bau, zici ce melodie ascultați? Spuneți și voi ceva artiști ca lumea, ceva melodice, sunt pe Vibration, ceva frumos. Te iei cumva de idolul meu, te omor, mă, fată. Ia, Maria, lasă-o pe ea să vină să ne demonstreze ce gusturi muzicale are. Hai, Cătălina, te poftesc la laptop, poftim. I'm get away, chiar trebuie să fac eu totul. Așa. Poți să stai tu peste tot.
Na bun, dragii mei, haideți că tare curioasă sunt să văd ce și cât ați lucrat. Cine vrea să ne arate, cine vrea să înceapă, ia haide tu, Cătălina. Doamna, încă nu am terminat, mai am depus culoare, dar cam așa a ieșit. Ba, ce frumos, tu vezi? Yeah, I know. Ce frumusețe, Cătălina, mamă, ridică desenul ăla mai sus, să vadă toată lumea cât de talentată ești. Haide, înalță-te la cer, dragă. Uitați aici, sărăciilor, slay. Așa, hai să vedem altcineva. Maria, tu ce ai făcut? Eu am făcut ceva mai diferit, doamna, și tot așa, încă nu este gata, dar eu am făcut un portret. Ia, uitați. Da, de ce râzi? Nu e frumos, doamna? Doamne! Nu, Maria, normal că e frumos, doamne, iartă-mă, dar ce e aia? Ce reprezintă? Păi ar trebui să fie un... Așa continuă? Da, știu că nu vă place și doar încercați să spuneți asta să mă simt mai bine, dar îmi bat picioarele în desenele voastre. O, Maria, dar nu turba în halul ăsta, că n-am zis nimic, este foarte frumos desenul și fiecare este talentat în felul lui, așa-i, Cătălina? A, da, categoric, nici nu se pune problema. Da, bine, atunci nu mai râde și spune-mi ce ar trebui să mai retușez, Cătălina? Păi cam tot. Na bun, copii, s-a sunat, sunteți liberi să mâncați acum, hai, 10 minute atâta, dacă nu avem timp, trebuie să continuăm, haideți, dați-i drumul. Fai, doamne, în sfârșit! Așa, cârnați de porc, butter cheese, ce mai avem pe aici, Philadelphia, o, oh, vai, nu iară. Așa, cuțit să mă apăr de voi. Hai, mă, Cătălina, dă-o încolo de treabă, ți-ai făcut cantină pe bancă, ți-ai cărat frigiderul de acasă, ce-ai făcut acolo, mă, fată? Lapte bătut de vacă, așa, doamna, știți cât de urât fac eu la mâncare dacă nu sunt hrănită, da? Deci vă rog frumos, nu mă subestimați. Cred că e expirat, puteți gusta, vă rog frumos. Ia, măzgasa din fața mea, dar ce mi-o pui la bot, ești normală? Mamă, cum arată, bă, fată, te-ai dezactivat la cap, ce-ai? Iar put cârnația. Mamă, hreanu, viața mea, de ce nu mai pot cu mâncarea asta? Vai de capul meu, pe vremea mea trăiam cu un sandwich pe săptămână și acum aduceți restaurantul la școală, dar nu sunteți normal la cap, măi copii. Ghinionul vostru, dacă Ceaușescu a fost gârcit, bad for you, mamă ce închiore stomacul. Ia, nu mă subestima tu pe mine că n-am fost chiar atât de săra, să știi, da? Am avut ce să punem pe masă, n-am fost vai de capul nostru, nu mâncam iarba de pe jos, da? Vezi că ai cam luat-o cu vaca, ți-i cam foame, bănuiesc, nu? Atunci vă rog să nu subestimați nici dumneavoastră apetitul meu, da? Vedeți că am cuțit, slay. Și eu am catalogul cu numele tău scris în el, slay. No bun, gata, haideți, vă rog frumos, băgați-vă parada înăuntru și hai să ne apucăm de treabă, că deja simt că explodez. Doamna, stați puțin că mai am desertul și nu știu dacă să-l mănânc acum sau în pauza următoare. Ciocolată, mi-o dai mie, Cătălina, te rog frumos, să aduc mâine pachete, să rămân datoare, ia, ce ai acolo? Baton de câine cu 90% carne și 10% vitamine. Uite, ia tu, că așa ești o javră, poftim, și o să-mi plină oricum, nu contează. Da, mersi că mi-ai cerut. Ok, poți să citesc la temă, doamna? Măi, dar folosește capul ăla, ai rămas fără creier, nu știi să faci o scădere, dar ești tâmpită la cap, mă, fat. Da, Cătălina, îmi place brățara ta, m-a orbit la cât de luxoasă îi. Știu și pe mine, de-aia port ochelari, dar nu vreau să mă laud, însă... Da, Cătălina, știm cu toții că este de la iubitul tău, dar nu trebuie să ne mai repezi de 1000 de ori, că deja devine enervant, termină. Când mă gândesc deja că aveți relații la vârsta asta, vai de capul meu, mă, fat, ai grijă să n-aduci pe lume vreo minune, te rog frumos, că nu-i de joacă. Da, făi, fiți calmă, doamna, că am multă grijă de el. Oh, opa, stați o secundă că mă caută Andrei. Andrei? Dar ce treabă are Andrei cu tine? Păi se tot dă la mine în ultima perioadă, dar eu nu știu dacă el știe că eu am iubit și fiindcă sunt deșteaptă am să profite el, că vine ziua mea să-mi cumpere niște inele și niște mărgele de la Swarovski, au apărut o colecție nouă. Mă bucur pentru tine, ce să-ți mai spun? M-ai făcut urât în 5 limbi. Oricum, știi că dacă o să-ți meargă bine cu actualul până ce îmbătrânești, o să devenim rude, nu? Din păcate, da, dar nu trebuie să-mi reamintiți, oricum eu am soluția potrivită pentru situația asta. Oh, te rog, Cătălina, tu întotdeauna ai soluții potrivite, draga mea. Alo, Alex, da, ce faci? Mă despartă tine, să nu uiți cadou pentru ziua mea, că Andrei este în concurență cu tine. Da, bine, te urăsc și eu, pa, pa! Pusi! Bă, bă, Ana, uite cum a căzut în pita asta, uite ce proastă e! Te spun, dar nu ți-i rușini, doamna, Maria m-a făcut tâmpită! Bă, Maria, dar chiar de la tine nu mă așteptam, numai tâmpită ai făcut-o, trebuia să-i spui mai multe. Doamna, dar nici n-am vorbit cu ea, nici tu în afară, nici măcar nu m-am uitat în ochii, vorbeam cu Ana, arătam ceva prostie aici pe telefon. Ci, doamne, iartă-mă, că iar te crezi personajul principal, ce ai? Sunt personajul principal, nu mă cred, te rog frumos, o diferență, draga mea. Vai de capul tău, și mâine, doamne, iartă-mă. Uite, Ana, ce frumoasă e fata asta, deci vreau să fiu și eu, ok, aia, uite-te. Ai, mersi, și te ești frumoasă, vezi că ai mustață pe la bot aici, Matei, ce faci, poți să te întreb ceva, hei. Da, da, stai o secundă. Hai că o întreb eventual, dacă vrea să accepte. Da, hai că văd ce face, hai că vedem. Am așteptat ziua asta de mult, normal că accept, Matei, nu-mi vine să cred, da, răspunsul este da. Bine, pa, 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 pa.
Ce ai, fată? Poți să-mi pui inelul acum. Tu, ce inel visezi? Vezi că ți-ai lăsat aseară lanțul la mine acasă. Uite, poftim. Chiar mi-am luat reject. Dă-l încoace. Boule. Mamă, copii, stați că-mi pică ochii de fericire. Deci cântăreața asta este mai pomenită în săptămâna verde. Jur că vă duc la ea la un concert. Ferească bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc enorm de mult, dar trebuia să rămână secret, da? Că vreau să fie o surpriză concertul ăsta, că trebuie să-l rog pe tati să monteze o scenă, dar haideți că vă apreciez mult pentru susținere. Vă mulțumesc enorm de mult! Bă, tu iar ai probleme, crezi că vorbesc despre tine, termină că ți-am mai spus că nu-i frumos. Dacă chiar va fi nevoie și necesar, va trebui să-mi aduc bodyguards cu mine ca să mă protejeze, fiindcă eu sunt Cătălina Slay. Mă, copilă, taci o dată din gură că ești nervantă! La mulți ani, Maria! La mulți ani, Maria! Îți doresc multă sănătate și cât mai mulți băieți. Oh, mersi mult, dragilor! Mulțumesc frumos! Hei, la mulți ani, Maria! Uite aici un mini cadou din partea mea. Uite, poftim! Oh, atât? Oh, dar mersi, Cătălina, dar chiar nu trebuia! Oh, perfect! Atunci îi păstrez eu oricum, trebuie să-mi plătesc chiria. Mersi, fain! Bună ziua, copii, ce faci? Mă rog, hai să dăm skip la partea asta. Maria, ce faci? La mulți ani! Îți doresc multă sănătate și fericire alături de cei dragi și sper să ai o zi de naștere cât mai frumoasă. Mulțumesc frumos, doamna! Ce să zic? Absolut nimic, draga mea, pentru că urmează speech-ul meu. Deci, Maria, îți doresc o zi de naștere cât mai frumoasă, să-i asculți pe ai tăi, fiindcă ei sunt cei mai importanți. Ești o fată foarte deșteaptă, foarte bună, ești o elevă foarte incredibilă și îți doresc cât mai multă sănătate și cât mai mult succes în viață, draga mea. Da, doamna, da. Da, așa o să fie. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, da. N-ai pentru ce, Maria, iar acum, haide, vin o să te pup puțin. Eu. Ei, Maria, am și eu două vorbe de spus. Știu că relația noastră nu a mers atât de bine în trecut și nici nu o să meargă bine pe viitor, pentru că nu a existat și nici nu va exista, dar eu îți doresc un la mulți ani și casă de piatră. Mă, băulică, casă de piatră se spune la nuntă, nu la zile de naștere, dar gândești puțin, Doamne iartă-mă. Maria, îți dau acces să faci orice ce vrei tu acum și încă o dată la mulți ani și multă sănătate, draga mea. Mulțumesc frumos, iar acum vă ordon să îngenunchiați în fața mea, haideți! Atam, copii, deci avem la pagina 23 un text foarte interesant, hai să ne apucăm să-l citim. Cătălina, te rog frumos, începe! Oui, madame. La plus belle endroit à part, moi, Slay, c'est ma cour. Pion, continuă, te rog frumos! Ai auzit, ma cour? Nu, lasă-mă. Cătălina, ce faci? Fii atentă, nu mai râde, continuă să citești, te rog frumos. Îmi cer scuze, doamna, acum continui, îmi pare rău. J'admire vraiment les fleurs et surtout les poules. Mă, fata, ți-am mai spus să nu mai râzi niște cuvinte, că nu mi se pare nimic amuzant, da? Așa mi-ai făcut și ora trecută. Asta e limba lor, Cătălina, ce vrei să fac? Nu mai râde ca ultima nesimțită, că nu e frumos, da? Te rog frumos, abține-te. Na, îmi râde în față, am vorbit cu planta până acum. No, bun, hai să continui altcineva. Laura, te rog frumos, dă-i tu drumul. Mă, da, sunteți de toată groaza. Te apucă și pe tine acum, mă, Laura, ce ai? N-am făcut nimic, citesc acum. Ma famille me soutient. Legit m-a alergat prin toată școala și am fost o deșteaptă, că i-am pus piedică pe scări și a rupt gâtul și acum e la spital. Mamă, Cătălina, tu și când râzi se aude vocea și farme cu ei, da? Ești genială, mă, fată! Yeah, I know! Hai tu, Cătălina, cântă-ne ceva acum înainte să se sune, te rog frumos, orice vrei tu, ceva pop, ceva frumos, dar nu manele. Stați mai întâi, vă rog frumos, că trebuie să fac mai întâi încălzirea vocală, că nu se poate așa. Mime, mamomu. Ce, Doamne iartă-mă! She was more like a beauty queen from a movie scene. I said don't mind, but what do you mean? I am the one, yeah. Oh, I'm a slay girl, mai cântă-ne ceva acum, dar pe românește. Nu, Cătălina, taci din gură, Maria, lasă-o în pace. Deci dacă v-am lăsat să stați degeaba în ora asta, nu înseamnă că trebuie să faceți concert, că mai sunt ore în școala asta, vă rog frumos. Nu, doamna, haide să stați-o să ne facă concert, vă rog frumos, că ne place foarte mult, nu am zis ce fain cântă. Aș vrea să fiu un spiriduș cu o... Săgeată și un arcoș, nu știu versurile tu. Alo, bună ziua, toate bune, ce-i cu gălăgia asta? Vă rog frumos să-mi explicați acum. Cam e pruna, să rămână, doamna directoare, să trăiți ce faceți. Ne scuzați, deranj, avem copii cu deficiențe de retard mental, dar o să se rezolve treaba asta, nu o să vă mai deranjăm, promitem, ne cerem scuze. A, vă rog frumos să aveți grijă, că clasa 8 are acum lucrare, se întreabă că cine, doamne, iartă, murdă pe hol, uitați-vă la voi, dar vă rog frumos că este ceva foarte important. Da, da, vă înțelegem. Mamă, tu stați că vă bag o populară din aia, să vedeți, doamna, o să fie genial. Ne cerem scuze, ne scuzați două minute, vă copchiu, tragi din gură, ce e? Dorule, mânca micu, cu biciuiește-mă cu fun.
Nu pot să-mi dau seama cum, doamne iartă-mă, copchila asta se îmbolnăvește mereu numai la ora mea, dar așa face la toate orele? Depinde de ore, doamna, adică dacă-i cade bine își face intrarea, iar dacă nu, atunci nu. Tu, da, asta trebuie să vină la școală ca un copil normal în fiecare zi, nu la ce ore vrea ea și când are ea chef, dar asta e normal la cap? Probabil a intervenit o problemă din nou și a uitat să vă anunțe. Mai lasă-mă în pace tu, Laura, că săptămâna trecută mi-a spus că n-a venit la ora mea, că i-a tăiat taxul găina să-i facă ciorbă de găluște și să ieri ce-o făcut și să o luxa mâna stângă, dar e normală tâmpita asta? Efectiv, nici eu n-am lipsit atâta, mai știi când am fost bolnavă în ziua aia? Ei bine, tot am venit la școală. Da, sincer. Deci de-aia mi s-a îmbolnăvit mie jumătate de clasă atunci, mă, dar ești normal la cap? În orice caz, a venit! Atenție la regina voastră că v-am adus McDonald's! Oh, vai. Bună ziua, Cătălina, ce faci? Mai dai și tu pe la școală? Cum o duci? Am bine până acum. Auzi, de ce nu mi-ai spus că avem altă oră? Dar nu m-a agresat, că a scris ieri pe grupul clasic că s-au făcut modificări la ora armă, Cătălina. Da, așa este, v-am scris că în locul orei de matematică o să facem chimie și aparent că nici măcar pe grupul clasic nu mai ești prezentă. No, păi în cazul ăsta mi s-a modificat și mie orarul și acum am consiliu acela de elevi, da. Consiliu? Hai, lasă-o încolo de treabă. O să plec. O, mama mea, când ești gata, Cătălina, te invit la o cafea să te învăț cum să minți ca lumea, că, doamne iartă, mai niște minciuni, până și eu eram mai bună ca tine la minții când eram elevă. Tu ai de capul meu. Mi-a dat mesaj. Stai calmă, nu-i scrie, așteaptă, lasă telefonul jos și hai să o așteptăm pe Cătălina, bine? Nu asta aveam de gând, dar o să aștept ca să nu fac vreo prostie. Uite-o, ai. Și strada e mai curată ca clasa. Cătălina, cod mov, cod mov, repet, cod mov. Efectiv, nu știu ce să-i fac, să-i scriu sau să-l las, că pare de treabă. Depinde, ia de să văd cum arată. Tu, dar e urât. Ai tu, nu fi rea, că nu ceea ce este la exterior contează, mă, Cătălina, ci ceea ce este în portofel. Dar uite la Highlights, taxul are firmă de sandale în Tokyo, hai mă, de accept, care bani. Nu fi proastă, fi deșteaptă, dacă vrei ceva ca lumea de la viață, trebuie să fii pretențioasă. N-ajung banii, trebuie să fie și frumusețe și automat nu există. Au, da, chiar așa e, mamă, Cătălina, tu poți să fii un speaker motivațional? De unde, doamne iartă-mă, le scoți, mă, fată? În primul rând știu și slash, în al doilea rând nu trebuie să-mi vină din încheieri, da? Adică sunt deșteaptă și inteligentă așa de la mama natură și automat le scot pe gură. Da, mă rog. Trăznimar, mi-a scris frații sau, Cătălina, ce trebuie să fac? Am să-l lași în pace și să-i faci o caracterizare, să-i spui că eu sunt cea mai deșteaptă din școală, ca să se îndrăgostească de mine, normal. Bună ziua, copii, mă scuzați că am întârziat, dar trebuia să mă reîntorc după teste, ca de obicei. Mă, puneți mâna și învățați că nu o să ajungeți nicăieri în felul ăsta. Doamna, când veți învăța că notele dumneavoastră nu contează absolut deloc în viață? Ca să ai succes, trebuie să te îmbraci bine. Aveți muci?